Un șofer român a fost prins transportând 21 de imigranți într-un camion frigorific. Acesta a fost depistat în Marea Britanie de autorități și arestat pentru trafic de imigranți, respectiv intrare ilegală pe teritoriul britanic. Șoferul în vârstă de 26 de ani este bănuit de implicare în traficul de migranți din Marea Britanie. Ulterior a fost eliberat pe cauțiune, iar camionul acestuia a fost confiscat pentru efectuarea anchetei. Cei 21 de bărbați, cu vârste cuprinse între 15 și 52 de ani, au fost găsiți de către serviciile de salvare aproape înghețați. Imigranții au fost transportați la spital pentru îngrijiri.